Digital Job, powered by Școala Informală de IT. Digital Job la Go FM. A venit toamna pe bune și a venit și ziua de vineri cu o nouă linie de cod, Digital Job Power by Școala Informală de IT. Astăzi vorbim în principal despre testarea software. Testarea software care a căpătat o amploare foarte mare în ultima perioadă. Echipele de testare au un rol foarte important în procesul de dezvoltare a unei aplicații software pentru că verifică, virgulă, calitatea acesteia. Asta aduce avantaje clienților descoperind eventualele bug-uri înainte de lansarea produsului pe piață și cine ar fi mai potrivit să vorbească despre testarea software, dacă nu Alex Gâtu și Florin Bărbuceanu, amândoi mentori la Școala Informală de IT. Bună dimineața! Bună dimineața! Și felicitări că ați reușit să ajungeți prin circulația deosebit de lejeră din capitală în studioul Gold FM. Da, în fiecare dimineață. Voi, unii dintre voi, spuneți-mi cine lucrează și prin Pipera sau stă în Pipera? Eu. Cum e în Pipera? Că am auzit că acolo e urgie. Cu da, cred că la ora asta, dacă vrem să ajungem în Pipera, ar trebui să luăm metrou de la Unirii în sens invers, probabil până la Tineretului sau eu știu. Încă metroul, pentru că da. Nici cu metroul în curând. Știu că dimineața în Pipera e de făcut fotografie la metrou acolo, când sunt ca la japonezi. Ceva de genul ăsta, cred că ne va trebui niște oameni care să ne împingă așa, cu niște mănuși intrăm. Nu ziceți de două ori, ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să se îndeplinească. Așa, hai să intrăm în problemă. Ce curs sau cursuri predați voi mai exact la Școala Informală? Păi testare manuală, testare automată și intro în ID. Da. Amândoi același fel de curs, predați curs? Da, în tandem. Suntem colegi. Câte serii de testări ați pregătit? Undeva la 9 serii de testări. Sunt un pic mai tare, mai cu vână, mai ca și când ai predat, ca și când ai și elevul care n-au de foarte bine, știi? Sunt peste 150 de persoane care au trecut pragul cursurilor noastre și foarte mulți dintre ei acum ne sunt colegi în diverse companii. Știu, mare plăcere să-i vezi după, să zic așa, 2-3 ani cum cresc și uneori te întâlnești cu ei și schimbi niște lucruri foarte interesante, pentru că ce facem noi este doar primul pas. Apropo de că te întâlnești cu foștii elevi, care e gradul de angajabilitate după ce termină oamenii cursurile voastre? Statistic vorbind, undeva la 70%, cam așa este statistica. Diferă foarte mult capabilitatea fiecăruia dintre ei de a se adapta și de a învăța. Pentru că, de cele mai multe ori, ține foarte mult de seriozitatea fiecăruia dintre ei. Noi încercăm să le livrăm cât mai bine, cât mai concis în același timp și din experiența noastră, pentru că asta face diferența un curs pe care îl avem noi la școală față de ceva ce poți să găsești pe internet. Asta este definitoriu. Și din experiența noastră încercăm să îi ajutăm să direcționăm pe anumită cale. Însă dacă nu ai o seriozitate în a te ține de aceste lucruri, ca în orice alt domeniu, bineînțeles, nu o să poți să reușești. Seriozitatea înseamnă să vii la cursuri, înseamnă să, nu? Sau să și tocești, să continui cursul și după ce se termină el fizic. În... Ceva de genul ăsta. Ideea e că ce putem face noi cu ei la cursuri nu este niciodată de ajuns. Noi le dăm de făcut chestii acasă, teme, care unele dintre ele sunt și teme bonus, care trebuie să lucreze singuri acasă. Mai mult de atât, noi ne gândim, pentru că noi în companiile în care lucrăm, ne ocupăm și de partea de recrutare, în principal, sau de multe ori eu și cu Alex mergeam la interviuri în alte companii pentru a vedea ce se cere pe piață, ce așteaptă companiile de la viitorii angajații lor pe domeniul ăsta. Și pur și simplu ne-am făcut o listă cu întrebări, cu cerințe, așa că între cursul nostru este structurat exact pe cerința pieței. Hai să luăm un pic că poate ar fi trebuit cu începutul. Ce înseamnă testare software pentru cine nu e în domeniu, nu cunoaște, aude pentru prima oară, dar bă, îmi sună bănos, știi că asta e prima chestie. Păi putem să începem cu o mică istorioară. Testarea era văzută ca un fel de cenușireasă așa în IT. Nu foarte multe persoane studiem software testing. Mai mult decât atât, și eu și Florin am terminat Politehnică, amândoi suntem la bază dezvoltatori. Ingineri. Și da. Eu tot Politehnica, toată lumea. Exact. Și toți colegii noștri sunt dezvoltatori, însă noi am ales partea de software testing pentru că aici poți să faci, îți dă libertatea să faci foarte multe lucruri. De testarea software presupune un proces în primul rând. Nu este ca acum 15-20 de ani în care
pur și simplu dădeai click, a clicat și vedeai că se întâmplă. În el până crăpa. Da, până crăpa. Se mai întâmplă și chestia asta din când în când, este utilă. Doar că testarea software acum este un proces și este un proces bine pus la punct, structurat, validat, astfel încât orice companie care adoptă acest proces are certitudinea că aplicația lui va avea un grad de calitate mai ridicat dacă nu ar fi avut acest proces. Bun, deci se întâmplă, dacă înțeleg bine, în felul următor: o companie inventează, construiește un soft, după care îl pasează la voi să testeze toate bug-urile, toate... Când crapă el, sau mă rog. Am înțeles. Eu pot spune într-un mod diferit. Eu asta le spun și cursanților mei. Dacă colegii noștri de la dev construiesc... Ce înseamnă dev? Dezvoltare software. Așa. Okay. Tu vorbim cu... Ca să înțeleagă toată lumea despre din mine. Vorba, da. Eu pot considera că ceea ce facem noi, ca și testări, facem un fel de reverse engineering. Adică încercăm, dacă ei construiesc ceva, software-ul în sine, noi încercăm să-l dărâmăm, deconstruiți. Să-l dărâmăm, să găsim acele puncte slabe ale software-ului în sine, care pur și simplu, dacă ar ajunge către utilizatorii respectivi, nu ar fi ceva ok pentru, pur și simplu pentru utilizatorii în sine. Nu știu, scurgeri de informații, probleme legate de utilizarea propriu-zisă, pentru că, după cum știm, în momentul de față sunt foarte mulți competitori pe piață și atunci, dacă nu ai un produs de calitate pe care să-l dai către clienții tăi, o să-i pierzi foarte ușor. Din zona asta mare a produselor software, care sunt cele mai dificile de testat? Antivirus și, nu știu, mă gândesc și o zic că e la ora actuală, unde mă întorc, nu se poate să nu găsesc ceva despre virus și antivirus. Probabil cele care se ocupă de date foarte sensibile. De exemplu, date financiare, deci cele mai multe companii, inclusiv fintech-uri, dacă ați auzit de acest termen, fintech. Îmi cer scuze, vă rog frumos, domn profesor, n-am auzit, dar vă crepă cuvânt. Sunt companii nou create sau companii care se dezvoltă în zona asta de financing. Nu vreau să dau nume, că sunt foarte multe companii în general și în Londra și aici, în multe țări. Și aceste companii lucrează cu plăți care sunt foarte sensibile, cu date confidențiale ale utilizatorilor, numere de carduri și așa mai departe. N-ați vrea ca să plătiți și să nu fie... Mi s-a întâmplat să spargă cardul la un moment dat. Depinde de a-ți plătit. Dar nu, a fost, mă rog, n-are legătură, dar acum, dacă tot am ajuns la poveste, m-am trezit că aveam în cont o tranzacție pe care nu o cunoșteam, am sunat la bancă, mi s-a spus, s-a încercat de două ori să se extragă cu o sumă mare, n-am mers, pentru că nici aveam mulți bani în cont, după care au încercat cu o sumă mai mică și mi-au luat, i-am zis, nici măcar... Nu am fost acolo și au făcut oamenii, am făcut o cerere, s-au uitat și au văzut că tocmai plătisem din Anglia, eu fiind în România. Și era un site ăsta cu de toate. Mă rog, și banca, asta a fost o chestie uimitoare, mi-a dat și banii după ceva săptămâni. Există niște protocole, da, seama. Au niște asigurări legate de probleme. Mă gândesc că pentru orice, e ca în armată, pentru orice armă de atac, se inventează și o armă de apărare, mai devreme sau mai târziu. Pentru orice fel de... atac de genul ăsta, noi trebuie să găsim soluții pentru a putea să ne apărăm împotriva lor. Da. Asta se întâmplă cu o viteză foarte mare. Soluția pe care o găsiți astăzi nu mai e valabilă mâine, nu? Așa. Și tot așa, tot apar lucruri foarte noi. Nu trebuie să fiți tot timpul în priză, ar trebui să fiți băgați în priză, să nu mai dormiți. Suntem în fiecare zi. Da. Mai ales când discutăm de testarea de securitate. Da. E greu să înveți testare? Este o întrebare pe care pot să răspund. E greu să înveți medicină? E greu să înveți ceva? E vorba de atitudine, de învățat. Toată lumea poate să învețe. E vorba că trebuie să fii serios și să fii convins, trebuie să ai motivarea. Asta, principala problemă la care trebuie să lucrăm în general cu noi, este motivarea pe care trebuie să o avem ca să putem să învățăm un curs, să facem... Ce trebuie ca să ajungi la cursul de testare? Eu știu Windows, știu așa, trebuie ceva mai mult? Office-ul, știu... Avem, niște lucruri de bază. Avem și acel curs de știu intro. Știu cât al de el, că îmi face numai... asta este comanda. Cam asta știu în domeniu. Da. Ce trebuie să știu? Păi, în funcție de, să zic așa, knowledge sau de cunoștințele fiecare dintre participanți, se poate opta pentru un curs de intro în IT, în care se ia de la zero tot ce înseamnă partea asta de IT, da? Ce înseamnă un calculator și așa mai departe, testare, ce înseamnă programare. Da? După care avem cursuri mai departe de specializare, pe testare, pe dezvoltare, pe dezvoltare web și așa mai departe. Asta, Bram, de fapt, era
combinata de întrebare, ce trebuie până să ajungi la cursul de testare pe lângă skillurile personale, că presupun că și skillurile personale până la urmă contează foarte mult, nu numai cele profesionale, ca peste tot. Într-adevăr, să știți că în piață se caută foarte mult, mai mult și mai mult skilluri personale, zic așa, soft skills, față de cele hard skills, pentru că cele hard skills se pot învăța repede dacă ești o persoană didactă. Și care sunt soft skillurile de care am nevoie? Păi, organizarea. Organizare, persoană comunicativă, exact. În primul rând, pentru că testerii, sau mai bine spus, mai nou, e puțin diferit, QA engineering, putem să vorbim de QA engineer pentru că testerii nu fac o testare. Așa. Da, pentru că testerii nu fac o testare neapărat structurată, ca să zic așa. Noi denumim joburile astea și companiile denumesc QA engineering, pentru că noi practic folosim, cum zicea și Alex mai devreme, tot ce facem este un proces foarte structurat. Și atunci avem nevoie de time management, da? Să fim comunicativi, primul rând. Dar ce trebuie să fiu comunicativ? Mă așez la calculator și tastez acolo până iese flacără din tastatură. Ok, dar singur, dacă ai găsit o problemă, cum se va rezolva? De la sine chat, singur? Dau pe chat, pe intern. Ok, și dacă n-au înțeles colegii despre ce e vorba, n-am le mai explic o dată și mă gândesc că, bă, dar nu înțelege asta din prima, știi? Adică îți trebuie și skill-urile alea. E o chestie care se face în grup, în echipă, sau se poate face? De cele mai multe ori se face în echipă, lucrăm în echipă, pentru că aplicația nu este ceva foarte mic și poți să testezi de unul singur. Poți să o faci, dar într-un timp foarte lung. Dar, cum ne-ai spus și tu mai devreme, schimbarea este la 2-3 zile, se schimbă ceva, adică la o săptămână. Și atunci noi trebuie să terminăm o aplicație, o funcționalitate nouă pe care ducem în aplicație într-o săptămână. Să fie gata să o trimitem clientului. Și nu poți să faci doar de unul singur. Și atunci trebuie să lucrezi în echipă. Iar lucrul în echipă înseamnă testeri, oameni care dezvoltă, în principal oameni care se ocupă de baze de date, că ați avut aici pe un coleg de-al nostru care a discutat despre baze de date. Avem nevoie să discutăm într-un mod direct cu clientul sau indirect prin oamenii care se ocupă de asta, business analiști, project manager și așa mai departe. Pare foarte complicat. Pare foarte complicat. La prima vedere. Da, vreau să mai adaug faptul că în general ai nevoie de comunicare și pentru a înțelege foarte bine care sunt specificațiile. Deci problema se pune în felul următor. Dacă vrei să testezi ceva, trebuie să înțelegi specificațiile, adică ce se vrea din aplicația respectivă. Asta încercăm noi să facem ca și tester, este să respectăm specificațiile clientului, astfel încât noi să livrăm un produs pe care el l-a dorit. Și atunci avem nevoie de comunicare să interacționăm atât cu clientul cât și cu business analiști și așa mai departe. Care e partea cea mai dificilă din tot procesul ăsta? Există o parte dificilă? Există o parte dificilă, cred că cea mai dificilă e cea în care clientul nu știe ce vrea. Cunosc. Am lucrat într-o agenție de publicitate și erau clienții, domne, dar acum, domne, nu-mi place. Bine, dar ce ați vrea? Nu știu, dar nu-mi place. Era povestea asta. Bine, dar dați-mi câteva detalii despre ce. Există clienți care nu sunt clari în... Majoritatea nu sunt clari, pentru că clienții în sine sunt oameni de business și nu sunt oameni tehnici. Și mai fiind oameni tehnici, îi spun că vreau să fac bani, să arată bine, să am cât mai mulți clienți. Și mai mult decât atât, uneori nu știu efectiv ce se întâmplă în piață la momentul respectiv. Adică astăzi vor ceva și pe săptămână se schimbă viziunea, pentru că deja a apărut poate un produs. Și atunci vrea să-l facă un pic mai roz, înainte vreau albastru, dar acum aș vrea roz și cu fundițe în dreapta, nu mai vreau să fie exact. Așa. Și tocmai de aceea modelul de livrare a produselor software s-a schimbat. Înainte, acum 15-20 de ani, era un model în cascadă, în care se dezvolta, după care se testa separat. Acum, în ziua de astăzi, dezvoltarea și testarea este la oaltă, pentru că trebuie să fac în paralel să se adapteze schimbării foarte repede. Asta vreau să zic. De fapt, voi trebuie să terminați treaba cât mai repede până să apară ceva nou pe piață, până să se schimbe clientul, până să o luați de la capăt și o ținem așa cu proiectul ăsta, frate, de nu mai terminăm. Greșesc? Da, cam așa. Nu greșesc. Ce facem până la urmă? Înțeleg că trebuie să existe o limbă comună. Omul, iată, testarea software înseamnă și traducerea dorinței clientului care nu știe să se exprime exact ce vrea în linii de cod, ca să zic așa. Categoric. Linii de cod sau scenarii de testare, ca să spunem așa. Prima dată facem și scenarii de testare, ne gândim ce
își dorește clientul în principal în situația aia, pentru că dacă el nu știe ce vrea, trebuie să ne gândim noi din experiența noastră, din alte aplicații asemănătoare pe care le-am folosit, cum să-i aducem ce și-ar dori el practic pentru aplicațiile, aplicația respectivă. Pentru că multe dintre aplicațiile din ziua de astăzi se dezvoltă pe anumite pattern-uri. La cursurile de testare software de la Școala Informală de IT, de ce vin cursanții? De cele mai multe ori pentru că vor să schimbe domeniul în care activează, din vari motive. Dar sau... ei știu cu ce se mănâncă povestea sau pur și simplu doar de schimb? Parția. Sunt foarte, foarte mulți care vin pe recomandări, vin ca urmare a faptului că fie cineva din familie, fie un prieten lucrează în IT. Și atunci povestește despre ce se întâmplă în industria aceasta și sunt foarte tentați, interesați. Și vin la noi cu tot felul de întrebări mai întâi. După care noi încercăm să clarificăm care este situația reală în piață, pentru că una este să afli de la cineva și alta este să vezi exact care e treaba. Și apoi încercăm să-i direcționăm către cursul specializat care se potrivește, da, care se potrivește cel mai bine pentru ei. Care e frumusețea testării software? Că mie mi se pare o chestie foarte inginerească. Păi, ai posibilitatea să găsești anumite lucruri pe care dacă nu ceilalți nu le-au văzut. Da, și pe care dacă ar fi ajuns în producție, zic așa, să fie folosiți de clienții finali, ar fi cauzat probleme foarte mari, financiare, de reputație și așa mai departe. Deci lucrul ăsta te motivează destul de mult și mai mult decât tot comunicarea cu echipa de dezvoltare, care trebuie să fie una foarte bună, astfel încât problemele astea care apar în cadrul aplicației să fie rezolvate cât mai rapid și cât mai eficient. Există o mândrie profesională de genul am lucrat la un software și uite bă ce bine că am lucrat noi pentru că l-au atacat nu știu cine sau dacă n-am fi lucrat noi ar fi crăpat de nu știu câte ori. E greu să conțifici chestia asta pentru că dacă găsești niște probleme, niște defecte pe care le raportezi și le sunt reparate, nu prea ai cum să-ți dai seama la final dacă cumva defectul acela ar fi avut așa un mare impact. Cele mai multe sunt defecte de securitate care, într-adevăr, cum spui și tu, e clar de la început că dacă ai găsit o problemă în autentificarea în acea aplicație, evident că un atacator ar putea foarte repede să beneficieze de această vulnerabilitate. Voi sunteți partea bună a forței, ca să zic așa, dar odată vă puteți schimba în partea rea a forței, pentru că voi sunteți... Nu, serios, acum îmi dau seama, am în fața mea, voi sunteți... Omuleția din spate, foarte adânc, băgați în poveste, voi ați putea să faceți și bine și rău până la urmă. Da, e normal. Cuțit. Dar de ce normal. Faceți bine când ați putea să faceți rău? Adică, pe bune, că sunt și ceilalți care fac rău. Pentru că depinde foarte bine motivarea ta care este. Cei care fac rău au alte motivări în spate. Noi, motivația noastră este să livrăm un produs cât mai bun și să ajutăm mai departe. Ideea e că, în domeniu există două... noi le denumim așa, black hat și white hat. Voi sunteți white hat. Tipuri de atacator, da. Tipuri de atacător. Și noi facem o pauză în publicitate chiar în momentul ăsta foarte important și revenim și mai vorbim un pic de white și black hat. Digital Job, powered by Școala Informală de IT. Digital Job la Go FM. Așa o vreme cât să nu dai niciun pixel afară din casă, o vreme tocmai bună cât să stai în casă sau la birou și să butonezi tastatura. Alex Gâtu și Florin Bărbuceanu, amândoi mentor la Școala Informală de IT în studioul Gold FM 96.9 FM. Vreau să vă întreb, care este diferența între cursul vostru de testare software de la Școala Informală și alte cursuri? Păi, în primul rând, noi încercăm foarte mult să le dăm din experiența noastră. Noi încercăm să le dăm chestiile cât mai practic. Una este să faci doar o teorie. Există o grămadă de cursuri inclusiv online. Adică online. De ce să nu stau acasă, exact, fac online și să mă mai deplasez, aoleu, metrou, mașină, nebunie? Problema este la un moment dat când ai niște întrebări și începi să citești și de obicei rămâi cu niște lucruri neînțelese sau neclarificate și noi asta facem. Noi suntem niște persoane care încearcă să ghideze oamenii mai degrabă decât de a povesti pe tablă niște lucruri. Și asta face diferența între noi și alții. Voi sunteți persoane inteligente, în primul rând, și apoi după aia lucrăm cu inteligența artificială. Sunteți persoane în carne și oasă. Să nu uităm în inteligența asta artificială că e nevoie de o persoană în spate, în cele din urmă. Exact. Tocmai de aceea unele joburi nu vor dispărea niciodată, pentru că nu pot fi înlocuite în inteligența artificială. Ce joburi?
Eu cred că tot discuți? O să dispară. Nu, eu cred că o să dispărăm și noi, o să ne... Am văzut eu niște filme. Te referi că filmele acum sunt făcute pe calculator. Da, sunt două feluri. Eu mă uit foarte mult la science fiction. Da. Pe mine mă deconectează foarte tare de o realitate care începe să mă deranjeze din ce în ce mai tare. Și în science fiction-ul ăsta, pe partea de calculator, există două tendințe. Una, în care inteligența din calculator se transformă, iese din calculator și vine în persoană în carne și oase, și viceversa, în care persoana în carne și oase intră în calculator și devine și rupe tot în toată lumea. Nu știu care e mai bine și cum e mai bine, dar toate sunt așa cu... Bun, deci voi sunteți oamenii din spatele cursurilor, aceia oamenii cu care trebuie să și vorbești, să-i întrebi, să... Exact. Da. Și de cele mai multe ori sunt, făcând exemple foarte multe practice, este dificil să nu fii în persoană. Adică putem să punem online exact, chat. Să ne filmăm, da, să ne filmăm și noi să vă luați după noi, faceți și voi ca noi. Noi. Ideea este că noi ne oprim și încercăm să întrebăm oamenii unde ne-am înțeles, hai să facem împreună, astfel încât fiecare persoană vine cu întrebări foarte, foarte interesante și uneori chiar îți pune ție pe gânduri anumite lucruri pe care le aveai, pentru că de asta pun frumusețea din a lucra cu oamenii. Eu am destemit un pic din bucătărie, am fost la școala informală, am tras câteva cadre filmate acolo la voi și am constatat cu surprindere că în pauze, nici măcar în pauze n-aveți zone liniștite. Continuați să vorbiți, de fapt, în continuare, în pauză lor, să vorbim despre prostioare. Ce ați făcut la curs sau am văzut în care cursanții rămân, voi rămâneți în sală și continuați să predați, de fapt. Exact. În pauze, de cele mai multe ori persoanele duc să facă un refresh, să zic așa, dar cei care vor să rămână în continuare să continuăm discuția pe diverse zone adiacente care nu sunt neapărat topicul cursului, noi rămânem în sală și vorbim cu ei. Bineînțeles. Ați avut cursuri, cursanți care... Hai să vorbim un pic de partea de angajabilitate. Cursanți care s-au angajat în proporție mare? Florin. Da, am avut acum două grupe ale noastre. Acum suntem la grupa 9, vorbim de grupa 7. Grupa noastră 7 a avut un grad de angajabilitate de 100%. Aoleu! Da, excepând, bineînțeles, sunt și oameni care încep cursul și la un moment dat se sperie sau nu mai pot să investească în timp și renunță. Nu îi luăm în considerare pe acești oameni. Vorbim de oameni care termină cursul și care s-au angajat în proporție de 100%. Unii dintre ei se angajează înainte de a termina cursul. Asta vreau să spun. Știu eu un exemplu. Da. Am vorbit cu Carmen, dar poate reușim să-l aducem, de un cursant care este refugiat, nu mai știu de unde. Din Siria. Este în momentul de față la grupa noastră actuală nouă, pe care nu am terminat-o, dar el, în momentul de față, s-a angajat într-o companie ca și QA manual. Cu un salariu, să vă spun eu, cu 30 ori, nu vă spun mai mult. Și mie mi se pare o poveste senzațională. Refugiat din Siria, face un curs la școala informală de IT și încă nu l-a terminat și deja s-a angajat. Da, e un exemplu de muncă și de motivare. Asta spun. Da, este un om care muncește foarte mult. De foarte multe ori primim de la el mesaje la ora 11-12 noaptea în care ne întreabă ceva. Și noi îi răspundem și vedem că spre dimineață el ne pune alte întrebări. Adică peste noapte lucrează, pur și simplu. Peste zi este la job, pentru că și el lucrează în altă parte. Nu... Pasiune, domnilor, pasiune. În primul rând. Da. Cred, nu numai. Despre tipurile de testare. Ce fel de tipuri de testare? Păi așa cum spuneam, sunt două mari categorii în ziua de astăzi, manuală și automată. Asta manuală, cred că toată lumea poate să ghicească. Mâna noastră mergem și ne uităm pe aplicație, însă de ce în ce mai mult teren câștigă testarea automată, care presupune cunoașterea unui limbaj de programare, sau mai mult o limbaj de programare eventual. Și atunci, practic, ai nevoie de încă o etapă în plus pentru a trece acest nivel, deci trebuie să înveți suplimentar. Ce facem acum, ce povestea Florin pentru testarea manuală, este primul pas. Însă mai departe, trebuie să mergem către testarea automată, unde deja ești mult mai aproape de dezvoltator, îl înțelegi mai bine și folosești alte softuri, alte limbaje de programare, poate, pentru a testa aplicația ta pentru client. Și pe lângă asta deja avem încă alte tipuri de teste care sunt mai mult non-funcționale, să zic așa. Adică testarea automată, manuală, este în general testare funcțională, adică testezi ce face aplicația. Uh-huh. Da?
Însă, de cele mai multe ori, nu e suficient să facă ce trebuie, ci trebuie să meargă și într-un mod rapid, să fie securizată și așa mai departe, pentru că trăim în 2019, în curând 2020. Da, deja. Da. Și atunci avem și testarea de securitate, testarea de performanță, testarea de uzabilitate și așa mai departe. Și vedeți că tipul ăsta de teste au început din ce în ce mai mult să se diversifice, pentru că noi ca și oameni ne-am rafinat, zic așa, gusturile. Nu mai suntem obișnuiți cu site-uri din anii 90 în care ai o pisică și trei rânduri de text. Animația aia în care vedeai cei 10 pixeli cum se mișcau în... Da. Exact. Deci aplicații în ziua de astăzi au devenit foarte complexe și oamenii sunt din ce în ce mai digitalizați, astfel încât aceste tipuri de teste ajută foarte mult pentru ca aplicația să fie cât mai aproape de utilizator și cât mai plăcută pentru el. Mie mi se pare, spuneți-mi dacă greșesc, că în ziua de astăzi o aplicație, hai să rămânem în stadiul ăsta de aplicație, trebuie să fie cât mai simplă în interfața de utilizator și cu cât e mai simplă, cu atât este mai complicată în spate. Greșesc? Așa, exact. Așa este. Degeaba o aplicație este foarte complicată și știe să facă și cartofi prăjiți, cum s-ar zice. Așa? Nu cred că am văzut barmani care fac de toate. Așa? Așa, dar dacă aplicația nu este suficient de ergonomică sau suficient de ușor de folosit de către utilizator, da? nu va fi adoptată, nu crește gradul de adaptabilitate și adoptabilitatea acesteia în piață. Drept urmare, aplicația va rămâne undeva într-un colț. Da. Și dacă vrei o aplicație de succes și investești niște bani, ai vrea ca acea aplicație să fie the one, cum să zicem, da, cea mai bună. Ideea că noi zicem în momentul de față, adică cel puțin ceea ce facem noi, dacă un utilizator, ca să facă ceva, dă mai mult de 3 click-uri, sigur, funcționalitatea aia o va folosi doar atunci când are neapărat nevoie. Puteți asta să încercați... Să încercam să vizualizez de aia. Uite, puteți să vă uitați la niște site-uri foarte comune, să vedeți cât durează, spre exemplu, dacă vrei să-ți schimbi parola cumva mai mult de 3 click-uri, sau cât durează să-ți adaugi un produs în coș și să termini, practic, cumpărăturile? Oare sunt trei click-uri? Îți ajung? Eu am povestea, un site trebuie să dea subiectul și predicatul, cam ce vrea el să facă, din prima pagină. Că sunt unele care... Homepage. Altele au un homepage pe care îl scrollezi până scade pe genunchi. Și nu cred că e foarte ok. Adică, în bucata aia de pagină trebuie să se întâmple tot. Așa și povestea cu trei click-uri. Da, asta este doar într-un mediu tehnic, ca să spun așa. Noi denumim chestia asta usability, adică cât de ușor aplicația poate să fie utilizată de orice tip de utilizator. Orice, da? Blondă de utilizator, vă rog frumos să mă iertați, n-am știut cum să formulez până la urmă. Da. Fiecare blondă trebuie să-și dea seama cum funcționează. Așa este. Am un stres pe care mi-l pun pe tavă la fiecare mentor de la Școala Informală de IT care ajunge în studioul la Digital Job vineri și stresul meu sună în felul următor: nu ne pierdem încet, încet umanitatea? În ce sens? În sensul că ne ducem în calculator acolo. Noi avem umanitate la cursuri, dar cu toate inteligențele astea artificiale, totul se întâmplă în 3 click-uri, în 2 click-uri, totul... Ne ducem în calculator, uităm lucrurile. Întrebarea foarte complexă, care are un răspuns foarte... Feeling-ul vostru, la prima mână. Feeling-ul nostru este că încercăm cumva să ne facem viața mai ușoară, însă dacă devenim dependenți de tehnologie... Dacă ne facem din ce în ce mai ușoară, am văzut eu un desen animat. Mă, nu râdeți, pentru că până la urmă... Da, exact. Iar ăia erau... îmi scapă desen animat. Era un oraș super califlagelistic, nu mai făceau nimic, ei stăteau în niște scaune care cu scaunele alea se deplasau, sucule venea la mână, nu mai mișcau și ei toți erau obezi, așa cam ca mine. Cred că te referi la Wall-E. Așa, mulțumesc frumos. Da, exact, Wall-E. Bun. Știi și tu exact secvența. Normal. Nu e riscul ăsta? Există un risc, într-adevăr. Dar... Nu mai facem nimic, numai așa, și devenim toți niște moluște care se revarsă din scaun. Cred că pe viitor o să avem alte tipuri de joburi și alte activități în care o să fim antrenați. Asta cred eu. Florin? Eu cred că noi, oamenii în general, încercăm să ne mutăm acea umanitate în tehnologie mai mult. Eu așa o văd. Pentru că... ne-am mutat în ideea de a discuta face-to-face, în a folosi rețelele de socializare, în a discuta.
practic, cred că în unele cazuri încercăm să ne refugiem în spatele tehnologiei. Adică, practic, ni se pare mai ușor de a discuta cu cineva în spatele tehnologiei, gen, decât ai spune persoanei respective face-to-face ceva. Pentru că acolo e vorba de a transmite emoții și așa mai departe. Te apucă transpirația, da. Te bâlbui, nu te poți uita în ochii omului. Așa este. E, vezi, asta, asta se încearcă practic și în orice socializare, prin acele emoticoane și așa mai departe. Se încearcă cumva să transmită acea emoție, însă știi ce nu se transmite? Avem un pic până acolo. Știi ce nu se transmite? Și am constatat-o și oricât o explic, oamenii nu înțeleg. Orice fel de comentariu cu oricâte emoticoane de orice fel, nu se transmite tonalitatea comentariului meu. Tonalitatea și tonalitatea că face foarte mult din comunicare. Și numai, și intenția, pentru că sunt niște limbaje... Și expresia, da, expresia non-verbală, după cum știm, exact, în comunicare non-verbală este cel mai important. Deci în tehnologie nu există. Da. Așa că cam asta se încearcă să facă acum cu acei roboței și așa mai departe, care ei practic încearcă să ne copieze pe noi, că asta fac. Asta înseamnă inteligența artificială, practic. Sunteți pozitivi, înțeleg, în partea asta. E de bine viitorul. Da, așa sperăm. Da. Sperăm. Eu cred că ar trebui să facem, să încercăm cel puțin să folosim tehnologia unde e nevoie și să ne folosim de latura umană acolo unde e nevoie. Revin un pic la partea de testare software, de curs de la Școala Informală de IT. Ce trebuie să fac eu care ascult acum emisiunea ca să ajung la cursul vostru? În primul rând, pe site-ul nostru, Școala Informală de IT.ro. Școalainformală.ro. Da, faci școalainformală.ro, așa e. Da, ai avut un bug. Da, sunt foarte bine, uite, vezi, țineți atent la, da, la ce am vorbit până acum. Da, pe site-ul nostru veți găsi datele de contact și trebuie să sunați, veți trimite un e-mail și veți fi preluat de unul din colegii noștri. Puteți înscrie într-un mod direct la curs. Noi avem și cursuri demo gratis în care puteți să veniți să ne puneți întrebări. Noi vă prezentăm ce înseamnă testare, ce înseamnă testare automată, ce vom face în cadrul cursului respectiv. Răspundem la orice întrebări pe care le au oamenii respectiv. Participarea este gratuită pe baza unei înscrieri în momentul în care este promovat cursul respectiv. Ce caracteristici ar trebui totuși să am când vin la cursul vostru, pe lângă cele pe care le-am vorbit? Care este cursantul vostru ideal? Deschis la minte, în primul rând, să învețe și să, să zic așa, orizontul lui să fie mărit de acest curs, pentru că dacă el este ancorat în domeniul în care lucrează, activează și nu vrea să înțeleagă domeniul în care noi vrem să-l introducem, atunci este foarte dificil de a lucra cu el. Aveți nevoie de imaginație în testarea software? Oh, foarte multă imaginație. Știți de ce întreb? Că pe mine mă obsedează o vorba lui Einstein care spunea că imaginația e mai importantă decât inteligența. Așa este. Eu zic că cel mai important e imaginația și motivația. Dacă le ai peste, cred că poți face orice. În afară de cursantul care este refugiatul, poveste uimitoare pe care promit să-l avem, Carmen, într-o ediție viitoare în studioul Gold FM, așa cum am vorbit, mai aveți exemple câteva și vreau să le numiți? O să spun eu unul, o să las și pe Alex, da, să gândească la unul. Te rog, cred că aș putea începe cu două, dar cred că primul dintre unul, adică ele... două, Luca și Matei. Da, Luca și Matei, care erau trei. Ok, să vedem. Cred că aș începe cu o persoană care era farmacistă și lucra... Farmacistă? Ce treabă are pilula cu testarea software? Uite că are. Adică distanță mi se pare de la Pământ la Marte. Așa și... este. Persoana respectivă lucra, avea un program destul de încărcat și în timpul în care noi aveam cursurile, de multe ori ajungea mai târziu decât ceilalți, pierdea o parte din cursuri sau de cele mai multe ori se întâmpla, poate nu reușea să ajungă la cursul respectiv. Și a reușit să recupereze comparativ cu cei care aveam noi la curs, ba din contră, a terminat în primele două persoane în grupul respectiv, iar la final de curs avea deja trei oferte între care a trebuit să aleagă. A, ce frumos! Da? Cred că ăsta e idealul până la urmă, să vină ofertele și să pot să-mi aleg, nu să caut eu, adică... Deci, la final de curs ne-a întrebat, am avut o discuție, nu ce se dă la interviu, pentru că ea
practic, persoana respectivă a venit și a share-uit cu colegii ei ce se dă la interviu. Nu mă, lasă că știu, fiind farmacist, a luat pastile. Nu e să ne spune ce pastile până la urmă. Da, bine, putem întreba ce pastile a luat, poate ne va ajuta am și reținut. Pe noi toți. Farmacistă care, iată, a devenit testing software, sau cum se numește, software tester. Da, așa. Și mai vin cu încă un exemplu, pentru că și el este foarte elocvent. O persoană care se ocupa de achiziții, ceva de genul, avea oricum lucra pe vapor, oricum, vapoare, adică achiziții din la nivel alt, din ăsta. Iarăși, planetă depărtată. Da, plan destul de îndepărtat. După terminarea cursului, a mers la un interviu, primul interviu, pur și simplu oamenii de acolo au întrebat-o toate chestiile tehnice. Noi am primit un e-mail a doua zi în care pur și simplu ne mulțumea și ne spunea cum a fost interviul respectiv. A dat interviu cu oamenii respectivi în companie. Nu le venea să creadă că un om care era trecut de, adică era undeva la 35 de ani sau ceva de genul ăsta pe acolo, nu le venea să creadă pur și simplu. Și ce s-a întâmplat, i-a zis, a lăsat-o să aștepte 10 minute. Iar directorul companiei a venit pur și simplu și a pus contractul pe masă și a zis că... Asta văd în filme, să știi. Asta mai văd în filme. Îmi place ce aud. Într-adevăr, îmi face un pic pielea de găină. Da, adică e frumos. A pus contractul pe masă și a rugat-o să semneze. Bravo ei, bravo lor. Alex, exemplu? Da, eu am un exemplu. Directoare de agenție de turism. Ok. Care... Unde, mamă, dar agenție de turism, să vizitez țările, să asta e prima chestie, ce mai îmi trebuie? Exact. Care este în colegă cu tine. Dar... Stai că mi-ai stricat finalul. Da, care, într-adevăr... Spui microfon, please, da, tot așa. Care a absolvit cursul nostru acum câțiva ani și s-a angajat din primă, foarte rapid, și acum este colegă, care colaborez destul de des. Este foarte uimitor, de aceea ziceam la începutul emisiunii, că o persoană care chiar nu avea nicio legătură cu tehnica, adică și avea de... lumea deschisă la propriu. Exact, exact. Nu numai la... A ales să exploreze lumea virtuală, să zic așa. Da, e interesant. Iată, farmacistă, om de la achiziții și directoare de agenție de travel. Chiar că e uimitor. Ai spus la un moment dat o chestie, Florin, și anume că oamenii la interviu au văzut, domnule, ai 35 de ani. Și ce dacă avea 35 de ani? Ajunge la povestea, vârsta? Contează? Teoretic, vârsta nu contează, însă... Practic, știm prea bine că ea contează. Și, în principal, nu vreau să zic acum de față, dar persoanele care pun în balanță problema de față sunt oamenii din HR. Pentru că ei sunt cei care, de multe ori ni s-a întâmplat, și o spun din proprie experiență, oameni foarte buni, tehnic și așa, care au fost pur și simplu, nu au fost chemați la interviu, dar pentru faptul că nu le-a plăcut celor de la HR, zicem așa, între ghilimele, de fața lor. Da, pentru că ei s-au uitat pe liste și s-au uitat în ordinea vârstei. 20, 25, 30, până aici. Și nu s-a mai uitat după povestea. Da, pot să spun și eu din propria experiență că tot așa s-a întâmplat, apropo de un HR, 51 de ani, ce faci mă, vrei tu pe vas? Eu am fost pe vas, paranteză, 3 luni de zile ca să-mi iau brevetul de marinar. Uite așa mi s-a pus mie pata, de la radio la vas. Și povestea a fost, am tot aplicat, nu se uita nimeni, până m-am enervat într-o seară și mi-am făcut eu un filmuleț, eu pe mine, ceea ce urăsc să mă filmez și să vorbesc, să-i spun, dom'le, în engleză, ok, eu sunt foarte de acord că cei care au vârste mult mai mici sunt cei potenți, dar poate în momentul în care vezi lucrurile astea, poate că cei care, iată, sunt cu o vârstă pe care tu nu vezi omul respectiv când vezi vârsta acolo, poate că vei avea doar de câștigat. Și omul din partea cealaltă mi-a spus că i-a venit acest filmuleț noaptea la ora 11 și a fost cel care l-a convins. Apropo de asta, ai văzut filmul acela cu internul? Nu. Pensionar care a ajuns într-o firmă și a făcut reconversie profesională. Dar ceea ce am adăugat referitor la chestia asta e că depinde foarte mult de om. În sensul în de care... om și de HR, dacă îmi permiți. De omul de la HR până la urmă. Cu problemele de la HR ne confruntăm și noi. Sunt probleme la HR? Hai, fiți două! Sincer, cred că sunt. Problema de la HR de cele mai multe ori e că multe dintre persoanele care sunt în HR nu sunt și deschise către partea tehnică. Am lucrat cu un HR, cu o persoană care avea niște cunoștințe tehnice,
Și era un tipul ăla de om care știa foarte bine să aleagă oameni și găsea niște oameni foarte, foarte buni și avea și skill-urile acelea de a-i convinge să vină la interviu și să ia în compania respectivă. Ceea ce se găsește un pic cam rar. Mai rar așa ceva. Da. Apropo de chestia asta, noi la cursul de introducere în IT am avut foarte multe exemple în care au venit de la HR ca să învețe mai multe lucruri despre tehnologie ca să-i ajute în jobul lor, nu neapărat ca să schimbe domeniul. Uh-huh. Și a fost unul pe care eu personal am apreciat foarte mult. Să completeze. Exact. Acum avem exemplu de HR care se ocupa de recrutare, o persoană care se ocupa de recrutare, a făcut cursul la noi și acum lucrează ca și Key Automation. Știu, ne-am jucat și noi la cursul de comunicare împreună cu Raluca, ne-am jucat de HR-ul. Am avut așa o joacă de HR-ul, am zis HR-ul bun și HR-ul rău. Eu, desigur, am fost HR-ul rău, nu știu cum întotdeauna eu fic pe partea negativă a forței și... Din toți cursanții care s-au jucat cu HR-ul cel rău, imediat a ieșit la iveală și porc m-am mirat, dar tu ai fost cel mai tare, uite, la interviu cu HR-ul. Tu ce ai fost, ce ești? Ah, HR. Știi? Adică s-a simțit imediat. Apropo de ce spuneai, că ați avut și aveți HR care, iată, și-a completat skill-urile, ca să zic așa. Exact. Da. Ce le recomandați cursanților voștri de la testare software de la școala informală? Pentru viitor, pentru curs în speță și pentru după ce termină cursul, în momentul adevărului față în față cu HR-ul sau cu angajarea. În primul rând să fie serioși, niciodată să nu mintă când nu știu ceva, pentru că nici noi nu le știm pe toate, bineînțeles. Adică, cu cât înveți mai mult, cu atât îți dai seama că cu atât nu știi mai mult. Și minciuna are picioare scurte, exact. Și iese la suprafață. Exact. Să fie sincer, onești și apreciază foarte mult, din punctul meu de vedere. Orice om ar aprecia când tu vii, uite, doamne, eu am încercat să învăț lucrurile astea, asta știu să fac, vreau să învăț mai multe, vreau să mă dezvolt, contează și skill-urile pe care le ai, contează atitudinea. Florin? Eu le-aș recomanda... să nu le fie frică să greșească, pentru că a greși omenesc, însă din greșel să învățăm. Și doi la mână, faptul că atunci când vor merge la interviuri, să nu le fie frică de acel HR rău, ca să zic așa, e important să meargă pregătiți la un interviu din toate punctele de vedere. Scuze. Te-a înjurat HR-ul. Da. Vorbit, știi, până la urmă, te-a ascultat. Atât din punct de vedere tehnic, pentru că știu că oamenii care termină cu noi sigur sunt pregătiți tehnic, pentru că ne asigurăm noi de asta, să nu poată să termine oameni dacă partea nu sunt. Partea tehnică e sub control, ca da, să zic așa. Iar, bineînțeles, și partea cealaltă de social skills, în care pur și simplu să-și exprime dorința de a face, de a trece și a lucra în domeniul ăsta și, cum spunea și Alex mai devreme, să spună, uite, eu am învățat asta, asta, asta și asta. Avem exemple în care oamenii s-au dus și au spus, erau întrebați despre, nu știu, un anumit termen tehnic. Și ok, eu știu despre termenul tehnic ăsta, dar eu mai știu și asta, și asta, și asta, și asta, și asta. Și practic, prin modul ăsta, au reușit să convingă angajatorii, deși poate nu îndeplineau toate condițiile sau condițiile care ei aveau nevoie să-i angajeze. Pur și simplu pentru că au văzut că sunt motivați, că vor să învețe și exact ceea ce își dorește orice companie. Cum ce așa Alex mai devreme, partea tehnică se învață. Până la angajatori te mănâncă HR-ul. Nu puteam să nu o dau povestea asta într-o final, dar trebuie să există și un dar aici. Există, așa cum spuneai, și HR-i care sunt minunați și jos pălăria. Nu toți sunt așa, Doamne ferește, nu înțelegeți că noi generalizăm până la urmă. Da, așa este. Alex Gâtu și Florin Bărbuceanu, mentor la Școala Informală de IT, mulțumesc frumos pentru prezența în emisiune. Îi puteți întâlni dacă îi căutați pe școalainformală.ro și veniți la cursurile lor. Și înainte poate să ajungeți la HR, dați și cu ochii de Raluca și Șarpe la un moment dat. Și baftă în toamna care tocmai a început în București și mai ales în circulația din București. Mulțumim mult de tot și mulțumim pentru invitație. Mulțumim. Bye bye. Digital Job, powered by Școala Informală de IT. Digital Job la Go FM.